Bun găsit la Link News, sunt Andrei Groșanu, iată principalele titluri ale zilei. COVID-ul ne lasă în pace de sărbători, începând chiar de astăzi. Ministrul Mediului vrea taxe mai mari pentru mașinile second-hand, șefa parchetului european Laura Codruța-Kövesi a declarat că nicio țară din Europa nu este curată, au apărut copacii lichizi pentru combaterea poluării, iar Papa Francis consideră că adulterul este un păcat mult mai mic decât mândria. Rămâneți cu noi la Link News. Noile măsuri care vizează o relaxare a normelor de protecție sanitară în contextul pandemiei de COVID intră în vigoare astăzi. Masca nu mai este obligatorie pe stradă, magazinele și restaurantele au program prelungit, iar accesul în mall-uri este permis și persoanelor testate, nu doar celor vaccinate sau care au trecut prin boală. Totodată vor putea fi organizate petreceri în stradă de Revelion, fără restricții de oră sau referitoare la numărul de participanți. Hotărârea de guvern a fost publicată aseară în Monitorul Oficial. Astfel, se elimină obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise neaglomerate, dar masca va fi purtată în continuare în spațiile publice închise, spațiile comerciale, spațiile publice deschise cu aglomerări de persoane, mijloacele de transport în comun, locul de muncă, piețe, târguri și locuri unde se formează cozi. De asemenea, se elimină interdicțiile de circulație a persoanelor pe timpul nopții. Competițiile sportive, activitatea cinematografelor, spectacolele, concertele, festivalurile și alte evenimente culturale, cursurile de instruire, workshop-urile, conferințele sunt permise până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul 5 dimineața, 22 seara. De asemenea, în centrele și parcurile comerciale este permis accesul și pentru persoanele testate, la fel și cazarea în unitățile turistice. În perioada 24-25 decembrie și 31 decembrie 1 ianuarie, activitatea restaurantelor și cafenelor este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, fără restricții privind intervalul orar și doar pentru persoanele care sunt vaccinate, testate sau trecute prin boală. Reintroducerea tichetelor de vacanță poate da turismului românesc șansa de relansare în 2022. Măsura ar fi un bun sprijin pentru domeniul Horeca, grav afectat de pandemie, dar și pentru românii cu posibilități reduse de a se bucura de vacanță. 1 milion de angajați din sectorul bugetar ar urma să beneficieze de reintroducerea voucherelor de vacanță. Vor putea fi folosite exclusiv în România, iar plata la hoteluri, agenții de turism sau restaurante se va face doar electronic. Valoarea tichetelor de vacanță va fi tot de 1450 de lei. Vor fi acordate anual pentru fiecare angajat până la finalul lui 2026. În plus, tichetele emise în anul 2019 ar putea fi valabile și în 2022. Programul tichetelor de vacanță a adus laude pentru România alături de țări precum Franța, Maroc sau Mexic. Ministrul Mediului Tanțoș Varna afirmă că în pofida efortului uriaș din punct de vedere financiar făcut de statul român prin implementarea programelor Rabla Classic și Rabla Plus, în România numărul mașinilor vechi nou înmatriculate este mult mai mare decât cel al autoturismelor noi. În acest sens, Tanțoș Varna a arătat că guvernul poate crește plafonul până la care pot fi impuse taxele locale pentru autovehiculele poluante. El a declarat că și în luarea unei astfel de decizii, autoritățile trebuie să aibă în vedere că există categorii de persoane vulnerabile care nu își permit achiziționarea unei mașini mai scumpe din cauza situației financiare, iar acestea vor avea nevoie de sprijin mai mult decât oricând. Tanțoș Varna a amintit că la negocierea PNRR cu Comisia Europeană, România și-a asumat ca până în anul 2026 să scoată din circulație 250.000 de autovehicule mai vechi de 15 ani. Aceasta fiind condiția ca Ministerul Transporturilor să primească fonduri pentru construirea de autostrăzi. Hotelul Intercontinental din București, un simbol al capitalei, își va schimba numele începând cu 1 ianuarie 2022. Acesta se va transforma în Grand Hotel Bucharest, după ce compania hotelieră Intercontinental România și IHG Hotel & Resorts, proprietarul mărcii Intercontinental, nu au prelungit contractul de management.
Hotelul Simbol a fost inaugurat în 1971, iar acesta a fost primul brand hotelier internațional care a avut succes pe piața locală. Hotelul din centrul capitalei este de 5 stele, are 22 de etaje, o înălțime de aproximativ 90 de metri și 257 de camere și apartamente. Odată cu această schimbare, hotelul va fi renovat și modernizat cu ajutorul unei investiții de 21 de milioane de euro. Lucrările vor începe anul viitor și vor fi finalizate în 2024. Cooperarea în domeniul apărării între Grecia și România se transformă într-un puternic gardian al Europei de Est, arată o analiză a publicației Elene Enikos. Grecia și România dezvoltă legături militare semnificative, în timp ce legăturile diplomatice între cele două țări sunt aprofundate și devin mai puternice ca niciodată. Acest lucru a ieșit pentru prima dată în evidență vara trecută, în timpul marilor incendii din Atica și Evia, pentru care România a trimis pentru prima dată în străinătate o brigadă de pompieri formată din 112 persoane cu 23 de vehicule. Nivelul înalt al legăturilor militare a fost confirmat în octombrie anul trecut, când șeful statului major general al Greciei, generalul Constantinos Floros, a efectuat o vizită oficială de 3 zile în România, unde, pe lângă contactele bilaterale cu omologul său, generalul Petrescu, a avut și o întâlnire cu ministrul apărării de atunci, Nicolae Ciucă, cu care a discutat subiecte de interes comun, concentrându-se pe evoluțiile regionale și internaționale actuale, precum și pe implicațiile acestora pentru Balcani și Europa de Sud-Est. Ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitung a publicat un amplu interviu cu șefa parchetului european Laura Codruța Kövesi, care, încă de la început, a avertizat asupra riscului mare de a nu ajunge la destinație banii europeni din pachetul destinat depășirii consecințelor pandemiei. În prezent, mulți bani ajung în sectorul sănătății și riscul de fraudă este mare. Guvernele nu anunță concursuri de licitații publice. Nu există suficient control, nu există transparență, a spus șefa parchetului european. Când vorbim de fraudă și despre statul de drept, Europa de Est este adesea arătată cu degetul. Este oare corect acest lucru? Întreabă jurnalistul Daniel Steinfort. Kövesi are o viziune clară asupra problemei. Nu, nicio țară din Europa nu este curată, niciuna. Vedeți, de exemplu, statisticile care arată că Uniunea Europeană are o balanță comercială pozitivă de peste 300 de miliarde de euro. Așa ceva este teoretic imposibil. În interiorul Uniunii Europene, exporturile și importurile trebuie echilibrate. Explicația este una, frauda masivă cu TVA. Aceste cifre nu arată nicio diferență între statele membre. De asemenea, din cazurile de care ne ocupăm noi, nu rezultă că există mai multă corupție în Europa de Est decât în Europa de Vest. Papa Francisc a fost întrebat despre un lider al bisericii din Franța, dat afară din funcție pentru că era bănuit că a întreținut relații sexuale cu o femeie. Sfinția sa a declarat, acesta este un păcat, dar nu este unul dintre cele mai grave păcate, pentru că păcatele cărnii nu sunt cele mai grave. Cele mai grave sunt mândria și ura. Iar păcat mai mare decât să faci e să te lauzi că ai făcut. Papa Francisc, care a făcut din mediul înconjurător o cauză semnificativă a pontificatului său, a declarat că are în vedere și adăugarea păcatului ecologic la compendiumul oficial al învățăturilor Bisericii Catolice, deoarece acesta este un păcat împotriva generațiilor viitoare și se manifestă prin actele și obiceiurile de poluare și distrugere a armoniei mediului. Conform unui studiu recent care a analizat peste 1000 de orașe din 50 de țări, Bucureștiul este al 11-lea cel mai aglomerat oraș din lume. În medie, un bucureștean circulă cu 22,5 km pe oră și pierde 98 de ore pe an în trafic. Pe primul loc în clasament se află Londra, urmată de Paris, Bruxelles, Moscova și New York. În timp ce traficul revine la valorile de dinaintea pandemiei, deplasările în centrul orașelor continuă să fie la un nivel inferior față de cel din anul 2019. De exemplu, în Statele Unite ale Americii sunt cu 22% mai mici, iar în Marea Britanie au scăzut cu 19%, deoarece multe persoane continuă să lucreze de acasă. Traficul global în 2021 este încă sub nivelul din 2019, dar creșterea față de 2020 semnalează o redresare economică semnificativă.
În peisajul Belgradului și-au făcut apariția copacii lichizi. Aceștia au un scop de a purifica aerul în cele mai poluate zone ale capitalei sârbe, printr-o tehnologie pe bază de microalge. Un asemenea copac valorează cât doi arbori vechi de 10 ani sau 200 de metri pătrați de gazon. Sistemul este același pentru că atât copacii cât și iarba fac fotosinteză prin care captează dioxidul de carbon. Microalgele sunt însă de până la 50 de ori mai eficiente. Scopul proiectului nu este înlocuirea spațiilor verzi, ci utilizarea în zone unde nu crește vegetație, tocmai din cauza poluării foarte mari. Tot în Serbia, o companie fabrică linguri care pot fi mâncate. Acestea sunt realizate dintr-un aluat de mei, cu ouă, miere și diverse condimente. Compania care a avut această idee afirmă că e plin peste tot de tacâmuri din plastic aruncate pe jos și că lingurile care se mănâncă sunt una dintre soluțiile pentru protejarea mediului. Emmanuel Macron critică inițiativa Comisiei Europene de a elimina anumite cuvinte din limbajul intern de comunicare și avertizează organismul european să renunțe la prostiile wokiste. O Europa care vine să explice oamenilor ce cuvinte pot sau nu pot folosi nu este o Europa la care aș adera, spune Macron. Sunt niște prostii, de fapt. Macron simte că identitatea europeană este șubrezită în Franța, la fel și în alte state europene. El crede că este necesar ca cetățenii să simtă că Europa este încă a noastră. Acțiunea lui Macron vine la o săptămână după ce Comisia Europeană a retras ghidul lingvistic de circulație internă, prin care sfătuia oficialii să folosească termeni inclusivi, cum ar fi sezonul sărbătorilor în loc de Crăciun, dar și cuvinte neutre de gen în loc de doamnelor și domnilor, spre exemplu. Incluziunea nu înseamnă să negi originile creștine ale statelor europene, este de părere și fostul președinte al Parlamentului European, Antonio Tajani. Dezbaterea legată de fenomenul culturii cenzurii s-a accentuat atât în Statele Unite, cât și în Franța, mai ales după ce în Harper's Magazine și în Le Monde a apărut o tribună semnată de 150 de personalități care își exprimă dezaprobarea în legătură cu o anumită cenzură promovată de mediile care se consideră progresiste. Sunt Andrei Groșanu, acesta a fost Link News de astăzi. La revedere!